Mijloc de iulie, dar totuși este vineri. Bineînțeles că ne găsiți pe canalele de Facebook și YouTube și vă mulțumim pentru aprecieri. Scrieți-ne, vă rog, în comentarii pe unde vă plimbați, pe unde vă fâțâiți în concedii, în vacanțe, în city break-uri. Pentru că un sondaj spune lucrul ăsta, 75% dintre români au precizat că vara asta vor merge undeva. Restul de 25% au zis, mergeți, simțiți-vă bine, nu vă grăbiți că avem noi grijă de casa voastră, avem... În sezonul estival, 30 de case în medie se sparg pe zi în România. Dar ce dracu' să fure dacă ești la litoralul românesc? Ce să-ți mai fure? Că 1000 de lei costă pe zi întreținerea pentru o familie cu două persoane. Ce să-ți mai fure de acasă? Că te duci cu toți banii la mare. Mamaia din ce în ce mai scumpă. Mie îmi spuneți? Am o soacră tot timpul, numai avioane visează. Și dacă rămâi un bănuț până să prinde postul, trebuie să te duci la o nuntă, minim la o nuntă. Am eu ceam cu meniurile astea la nuntă. La început, din aperitiv, nu înțelegi nimic, numai cuvinte străine. Rap, camembert, prosciutto, toate limbile pământului. Și la sfârșit de meniu, sărmăluțe tradiționale cu afumătură. Decodăm la început, o la nu știu ce. Pe finalul nunții, oșu ne șazicală românească. Nodați-ne plicul și mereți că Cam asta. Deci când ați ajuns la sarmale, căutați-vă de pic să scrieți pe plic. Cei ciudat la gustare caldă este biban pe pat de legume. Bărbatul, care e ca un pește în apă cât e burlac, îi extras prin puterea sfântă a căsniciei și devine un biban pe un pat de legume. La felul principal, duet de rață cu porc duet de curcă cu vită. Bine, în căznicie, de-a lungul anilor, rolurile se mai schimbă. Baimilcovi.com cu Nicu Bendea, știu, n-aveți, dați din toamnă, nu contează, tot acolo, stă pe minus, vorba lui... Dar noi dăm numele că ne trimite după aia pupicii. Da, dar ce am o și o precizat, gata, mă las de politică, mă las de politică. Bă, ăsta au făcut o 70 de partide, nu au reușit nimic, au încercat mare cu degetul și ce mă retrag din politică. Două luni acum să stau să meditez, să stau cu familia. Julien, dacă zice, vărul, to vulp, te unti, vulpea. Trece și mai fă un partid că îți dăm bani, știi cum îl faci. Bine, tă cu 1,3% o să fie, dar mă, Cioloș, mă, pleacă Cioloș ce știre, pleacă Cioloș din politică, pagubă în perci și câștig pentru ceapa de pericei. Să fac acolo în continuare straturi de ceapă, că de la politică tăi ne pricepem, dar să scoți o ceapă bună, a? avem candidați la președinție, pe primul loc, domnul Ciolacu, deci asta e și mazilit, mă, e și mazilit în interior. După aia vine Simeon, Simeon, Joana și Ciuca. Dar și două doamne, uite, Lasconi, fosta știristă la ProTV, a câștigat și e fia USR. Deci, hai că văd eu care-i treaba acum și rezolv, deci de la Drula am trecut la Drizdă de la Drulă, care era fost șef, la Lasconi. Și doamna Șoșoacă și ea candidează. bă, aș vedea o finală prezidențială. Să ne mai amuzăm și noi să fim, să nu mai fim misogini. O finală prezidențială în turul 2 între doamna Șoșoacă și doamna Lasconi. Și bătălia să se dea într-un ring de ciocolată. <gri> Sau un de techirghiol, ca și ele o vârstă și politica auzează. Scuzați de deranj și de întrerupere, concediu plăcut în continuare.